Suntem la Crama Liliac și degustăm vinuri transilvanene. Vinul cu un nume atât de interesant, Crepuscul. Mă și gândeam cum se transformă apusul în răsărit și răsăritul în apus. Hai să vedem și ce este în sticle. O altă etichetă, un alt crepuscul. Din câte mi-aduc aminte, la culoarea asta verde am două regine. Și când spun regine, mă gândesc la o fetească regală, regina noastră, de ce nu, a surilor românești, albe, și la Sauvignon Blanc, o altă regină de pe alte meleaguri, Franța. Un asamblaj interesant, un asamblaj fericit, o culoare, dacă ne uităm bine, intensă. Galbenul nu mai este atât de verzui, culoarea este deja intensă, probabil dată de Sauvignonul Blanc, care și răzbate în nas, flori de soc, arome florale, fetească regală, spune cuvântul pe acolo, mai degrabă florile de câmp, dacă stăm să ne gândim. Și gustul, orice gust, un gust amplu, prietenos. Deja stau să mă gândesc că lângă el îmi trebuiesc preparate culinare. Am ieșit din zona simplă a gustărilor și parcă văd un filet de lup de mare care se zbate așa într-un sos savant făcut. Bineînțeles, la un sos savant îmi trebuie și un chef savant și avem la Mega Image și niște chef savanți care cu siguranță îmi vor pregăti o mâncare adecvată acestui vin. Sauvignon Blanc, fetească regală, două prințese într-un pahar. Crepuscul, vinuri de la Mega Image, vinuri aduse din inima Transilvaniei de la Crama Liliac.